are 7 kilometri pătrați, se numește Liberland și este un nou stat apărut pe harta Europei. Uh, un stat în care deja există locuitor și este ales o conducere, un stat care și-a declarat uh, independența. Încă nu este recunoscut de către alte state, dar în niciun caz nu are statutul Transnistria, adică nu este o regiune autonomă, este pur și simplu un stat, pentru că e vorba de un teritoriu care pur și simplu a fost uitat, atât de către Serbia, cât și de către Croația. Este între cele două state și nu a fost revendicat de nimeni. Deci e la liber. Vom avea un stat probabil în Europa.